Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al vlogului. Astăzi este o zi plină, lungă chiar. Și acum vine curierul cu o comandă pe care am făcut-o acum vreo 3 săptămâni. E de pe unul din site-urile alea chinezești. Dar care e partea interesantă este că nu mai știu ce am comandat. Hai să începem vlogul. Și a ajuns. Hai să-l desfacem. Asta e un rac de la pentru chiuvetă. M-a luat o sfoară de asta. Pentru ce am nevoie de sfoară, habar n-am, dar am luat-o. Ăsta e un velcro mic de la verde. Niște ochi foarfecă și pentru filat. Niște pads-uri de astea pentru încălțări. I-am luat lui Albert un semafor. Nu e o blender. Este chestiune de aia de pus pe parbriz. Un bec cu baterie pe care îl încarci și apoi îl folosești când ai nevoie de el. Ia să vedem. Se aprinde. Un pistol de ăsta pentru baloane de aer. Îmi trebuie baterii. Un bănuț de ăsta pe care să-l folosești la shopping cart. Mereu uit să iau câte o monedă la mine să le folosesc la cumpărături. Și cam asta e. Nu mai cumpărați prostii de pe site-urile chinezești. Da, și protecția solară care se pune pe parbriz ajută un pic. Da, nu recomand. Oricum am stat undeva la vreo 6 ore pusă pe mașină. Cred că un grad două mai puține decât ar fi fost în mod obișnuit. Mă duc să-l iau pe Albert și apoi ne pregătim să mergem la cumpărături, pentru că mâine, în vlogul de mâine, o să plecăm. Lume! Dă mâna. Mergi pe jos. Vreau brațe. De ce? E cald? Da. E cald. E cald. Asta? Asta este Dacia. Bun. Hai să vedem dacă intră aici ea. Intră și apasă. Da. A intrat? Da. Bun. Boho, funcționează perfect. Bun. Și mergem să returnăm în căruciorul, pentru că am făcut cumpărăturile. Câte baloane. Wow. Ia uite cât de multe sunt alea. Da. Vai, ce frumoase sunt, mami! Deci ăsta e aparatul cel mai tare de baloane. M-au atacat baloanele! Hai! Oh, da. Da? De acolo? E bine? Da, e? Da, e? Da, da! Foarte bine! Hai să mai vedem. Uite, asta, de aici vârful, doar vârful. Foarte bine. Asta, de aici. Așa? Da, da. Ce este? Avionul zilei. Avionul zilei, da. Da. Eu fac așa. Uh-huh. De ce nu mai poate? Poate că e prea subțire. Iată, că am tras. Da. Uite acum pe asta. Eu o să fac de aici. Foarte bine. Bravo. Pentru că a plouat și nu mai avem traseul, Albert acum pregătește terenul pentru a desena un nou traseu. Merge treaba? Da. Bun. Iată, am zis că dacă vine ploaia și ne șterge traseul,
facem un nou circuit. Hai să intrăm în recunoaștere cu acest nou circuit. Am zburat peste el. 3, 2, 1, start! Ha-ha, nu mă ajungi! Bum, 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 bum. Și aici curba mare. Wow, 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 a intrat pe interior și m-ai depășit. Extraordinar. Și acum te îndepărtezi. Și dai, 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 că mă apropii, mă apropii, mă apropii. Și vin, și vin. Și mă apropii de tine. Hai, hai, hai. Oh, 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 track limits, track limits. Și mă apropii, mă apropii și pe interior am depășit. Ce ai făcut? O pauză de hidratare?